Până frumoasele mele, clipul de azi va fi mai mult un mini-vlog pentru că vreau să vă arăt cum spăl pensulele și de anul trecut folosesc săpunul de la Kea, despre care v-am vorbit în mai multe clipuri și care îmi place foarte mult pentru că are ingrediente bune și spală pensulele foarte, foarte bine. Așa că azi vă arăt cum le spăl și noul produs de la ei, Brush Care Kit-ul, care conține și un balsam pentru pensule și un mic pad de silicon pentru spălarea pensulelor. Dar oricum, haideți să vedeți tutorialul, să vedem dacă vă place și vouă. Ok, am să folosesc Brush Care Kit-ul acesta de la Kea. Așa arată varianta finală. Vă zice aici, keep it simple, keep it natural și keep your brushes clean and soft. Iar partea asta scrie balsam condiționer, iar aici săpun și soap, pentru că este un produs internațional, de aceea scrie și în engleză și în limba română. Îmi place tare mult sigla asta. Se deschide așa. Are un pad din acesta de silicon. Iar aici e săpunul și aici este balsamul pentru pensule. Eu am să-l las aici, pe marginea chiuvetei. Iar aici mi-am pus un prosop pe care am să întind pensulele care sunt curățate. Prima dată dau drumul la puțină apă caldă. Atât. Iau o pensulă de fond de ten. Asta e de la iCosmetics. Prima dată o înmoi în puțină apă caldă. Acum o trec peste săpunul pentru pensule de la Kea. Și folosesc siliconul pentru a curăța pensula. Prin mișcări circulare, nu trebuie să fie brutale. Iar acum o trec foarte puțin peste balsamul acesta pentru a înmuia perii. Masez foarte puțin și aceasta. După care îl pezesc. Și astfel perii sunt foarte curați și foarte fini. Săpunul nu conține glicerină, de asemenea nu conține coloranți, parabeni, însă conține borax pentru accentuarea igienizării, bicarbonat și ulei de ricin. Balsamul conține alcool de nucă de cocos, ulei de porumb și ceară de albine. Frumoasele mele, acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Pensulele sunt foarte fine, foarte moi și de asemenea miros foarte, foarte plăcut. A fost un proces foarte rapid, mie mi-a plăcut tare mult și mă bucur că am descoperit și această metodă de a spăla pensulele. Este foarte la îndemână, este naturală și de asemenea puteți să cumpărați și săpunul separat față de set dacă doriți doar săpunul fără balsam. Bun, dragile mele, acesta a fost clipul. Până data viitoare, fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!